Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu CFR Cluj. În semifinalele Europa League am picat cu Arsenal, din păcate nu am avut noroc la tragere, însă am ajuns departe, suntem aproape de finală, este foarte greu cu Arsenal, jucăm în deplasare, îi joacă cu David Luiz, cu Leno, cu Aubameyang, au o echipă foarte bună. Însă o să ne jucăm șansa. Îl băgăm pe Păun. Hoban este obosit. O să intre Suarez. Și Ciobotariu este obosit. Așa că intră Paulo Vinicius. Și ăsta este primul nostru 11. Și să vedem cum ne vom descurca împotriva celor de la Arsenal. Atmosferă frumoasă aici în Londra, stadionul este plin. Vedem o coreografie frumoasă în partea fanilor lui Arsenal. Jucătorii intră pe teren. Budescu pentru Păun, Păun la Budescu, Budescu, șutul lui Budescu, gol! Budescu deschide scorul. Incredibil. În minutul 8 al partidei. Combină frumos Budescu cu Păun. Și Leno n-are nicio șansă la acest șut superb. Acum Nelson în careu, pasă bună, Aubameyang, șut și ne salvează Bălgrădean. Am scăpat. Însă este corner. Centrare. Respinsă. Costache, centrează Costache, Păun, șutul lui Păun, respins de Leno. Omrani, joacă la Păun, Budescu, Budescu, pentru Omrani, șut, gol, 2-0, incredibil. Minutul 58, Omrani este foarte bucuros. Surpriză mare în Londra. Budescu îi pasează lui Omrani și n-avea cum să rateze cu poarta goală. Horta. Horta în careu, pasă în fața porții, șut și gol. Arsenal reduce din diferență. Omrani. Deac. Păun, pasă bună, Kipciu, Kipciu în fața lui, 3-1, gol, 3-1, CFR. Costache, centrează Costache, minge respinsă, Kipciu, ai Kipciu, călcâi, Suarez, Păun, Păun, șutul lui Păun, incredibil, 4-1, execuție spectaculoasă. Leno, nu a avut nicio șansă. Cum a putut șuta? Susic centrează, însă se fluieră. Câștigăm cu 4-1. Misiune foarte grea pentru Arsenal să întoarcă scorul în returul din Cluj. Este foarte bine. Suntem aproape calificați în finala Europa League. Leicester câștigă cu 2-1. Și urmează meciul cu FCSB. O să-l simulăm. FCSB este pe locul 5 cu 35 de puncte. Și facem 1-1. Vână marchează. Și tu, Kipciu ratează penaltii. Este bine și așa. Însă închidem episodul aici. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!